Un incendiu devastator a distrus în totalitate hala de producție a unei societăți comerciale care realizează obiecte din fibre de sticlă. Incendiul a izbucnit în jurul orei 6 dimineața la societatea comercială Wesco, în hala situată la ieșirea din sală spre Crișeni, iar pompierii s-au luptat aproape 4 ore pentru a stinge focul. Pentru că a fost vorba de un incendiu de mari proporții, la fața locului au fost mobilizate toate detașamentele de pompieri din județ, în afara celui de la Ilanda. Acestora li s-au adăugat și 2 servicii private de urgență, în total 9 autospeciale de intervenție. Pompierii zălăoani, ajunși la fața locului, au solicitat în sprijin ajutorul colegilor lor de la secțiile de pompieri Șimleu, Silvaniei și Jibou și a gărzilor de intervenție Nușfalău și Cehu Silvaniei. La intervenție au fost deplasate astfel 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Cauza probabilă de incendiu este în curs de stabilire. Deocamdată pagubele imense nu au fost încă evaluate. Din primele estimări ale proprietarului, pagubele depășesc 2 milioane de euro. Hala și o parte din stocuri erau asigurate, însă utilajele foarte scumpe nu aveau asigurare. Potrivit proprietarului, cel mai ieftin utilaj din hala distrusă valora pe puțin 280.000 de euro. Este al doilea incendiu de proporții la care au fost solicitați să intervină pompierii militari sălăjeni anul acesta după incendiul de la fabrica de mobilă din Pericei din iarnă. Mirosul înțepător de fibră de sticlă arsă se simțea de la sute de metri distanță, iar norii de fum negru se vedeau din tot orașul.